Neața lumea, eu sunt Sapiet, iar aceasta este un let's build. Nu m-am decis între ce voi construi, da, pentru început cred că voi face aici o platformă pentru a permite arcașilor să urce în turn. Ce vom folosi? Wood. Sandstone și aici wood square și plank-uri, sandstone square și unde sunt plank-urile, unde sunt plank-urile, hai le găsesc eu aici plank-uri, mai sus. Așa. Stone slab și ce mai facem? Poate wall. Nu știu. Deci să luăm întâi aici niște locuri de aici. Să facem loc construcției. Fiindcă vrem să arate cât de cât bine construcția, nu? 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 De ce nu? Deci așa. Aici vom avea sandstone. Iar aici, dar nu e nicio diferență în partea de sus, așa că vom pune lung. Sau invers. Sandstone pe margini, iar înăuntru lemn. Încă arată mai bine. Move, you idiot. Move. Și aici să punem sandstone. Pentru că așa vrem noi. Da. Mișcă. Hai că te omor eu până la ieri. Ai ieșit în sfârșit. Ok. Acum că a ieșit și domnul, vom putea face niște chestii ornamentale. Mișcă! Diferența dintre un tutorial și un let's build, pentru cei care nu știu, este că la tutorial te pregătești, faci de câteva ori clădirea, mă rog, așa ar trebui. La let's build, faci pe loc. Așa. 2 e să stau pe mijloc. Da. Pe mijloc. Așa. Slab. 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 Și slab. Haide, haide, haide. Așa. Apoi vom lua din astea. Ok. Așa. Nu, invers. Cu stările în sus. Aici vom pune stările normal. Așa. În partea de sus. Aici putem pune niște glowstone. Da, putem, dar nu
Eu am pune. Nu glowstone. Ala glowstone. O să vă fi nevoit să zburăm puțin. Pentru că nu vrem să se vadă urât de sus glowstone-ul. Glowstone. Aici. Așa. Perfect. Și nici de jos nu se vede ciudat. Bine, poate lăsăm așa. Sau am putea face așa. Iar aici trebuie să fie surse de apă. Ceea ce ar fi puțin mai interesant. Sau nu. În orice caz, dă un efect ciudat. Ciudat efect, dar totuși interesant. Să vedem dacă merge și cu aceste chestii pe sus, pe deasupra. Eventual le-aș putea pune niște torțe. Torțe. Nu jos. Ouch. Lag. Revin după ce rezolv problema cu lagul. Sper că s-a rezolvat, dar s-a rezolvat. Da. Hai că arată bine și eu. Chiar pe aici pot folosi scări în modul invers, folosi dincolo, adică folosi persoana asta invers, dar nu arată bine. Aș fi mai bine las doar așa. Ok, fără asta. Și o să pun... O să pun, o să las așa. Ca niște porți ornamentale. Chiar se arăta interesant dacă arăta așa. Da, cred că arăta destul de interesant, așa că... Să încercăm. Continuă puțin. Atât. Atât o să fie, că după aia o să fie prea mari. Ce spuneam? Așa, interesant, destul de interesant. Să încercăm și așa. Să vă pun aici. Și...
interesant sau nu. Cred că merită încercat ceva de genul acesta. Mental așa și mai putea face. Nu. Atât. Mai merge așa. Nu merge. Așa rămâne. Intră și vede arcada asta. Eventual așa ceva. Nu. Așa ceva. Da. Atât, nu mai fac nimic. Sau mai bine mai încerc o chestie. Nu știu ca să încerc. Strică să nu reușesc. Dar nu strică să încerc. Da. Da, perfect. Moment interesant. Ce mai lipsește? Ah, gata, mi-am dat seama. Asta sunt momentul, însă în afară voi pune blocuri duble. Mai rapid așa. Fiindcă arată interesant. Dar voi renunța la blocurile duble pentru cele simple, pentru blocurile acestea. Acum, nu știu dacă v-a plăcut acest Let's Build. Însă dacă v-a plăcut, vă invit să dați like, subscribe și alte chestii. Fiindcă dacă v-a plăcut vouă, e posibil să le placă și altora. Și e posibil să-i ajutați pe ceilalți care credeți voi că o să vadă videoul acesta, fiindcă l-ați văzut voi. Așa. Mă sperie clipul. Ok. Acum a arătat destul interesant. Și aici niște torțe. Perfect. Perfect, acum să schimb textura cu una care seamănă puțin mai mult cu cea de default, ba nu, fără default, cu o textură mai simplistă. Bine, și acum mai are puțin din acele de... Dar și-a pierdut din extravaganță. Și acum să încerc cu textura default. Cea mai mare provocare. Behold. Arată puțin mai bine decât cu cea anterioară. Da. Ce pot să spun? Merită încercat. Merită. Da, și încă mai am o grămadă de construit. Aici probabil o să mai fac un turn. De acolo o să vină un port sau o casa pescarilor, ca să zic așa. Turnul acesta mi se pare mic.
Probabil o să fac ceva genul... Deci două blocuri de departare de colțuri. Așa. Aici o să vină wood log. Și nu o să fac tocmai pătrat, ca fi cam așa de mare. Și e mic. Așa că vreau să-l fac ceva mai... Ba, s-ar putea să fie tocmai la fix. Să nu fie nici prea mare. Adică pot să-l mai măresc după aia. Și... Văd eu oricum. Asta o să le las aici pentru orice eventualitate. Ținând cont că dimensiunile acestea au fost mai mici, tonul acesta a fost mai, este mai subțire decât ar trebui să fie acesta. Dar oricum, în grosime, un bloc contează foarte mult. Să vedem cum arată de afară. Ok. Pentru cei care privesc de aici, de sus, asta e ciudat. Da, chiar arată puțin asiatic, dacă nu așa. În orice caz, am numit acest tutorial, acest let's build, prea mult. O zi bună!